stimați și bine ați venit la manifestarea de astăzi dedicată eroilor vânători de munte. În fiecare an, pe data de 3 noiembrie, sărbătorim în fața acestui impresionant monument pe bravii noștri vânători de munte căzuți la datorie pe aceste meleaguri. Pentru început, vă spunem un bun venit la această manifestare și începem cu intonarea imnului de stat și apoi a imnului eroilor, interpretat de fanfara de copii ai comunei Răucești. Orașului Târgu Neamț. Consiliul local al orașului Târgu Neamț. Deputat Iulian Radu Surugiu, vicepreședinte Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță Națională în Parlamentul României, din partea Organizației Județene a Partidului Național Liberal. Asociația Cultul Eroilor. Târgu Neamț. Poliția locală a orașului Târgu Neamț. Asociația Lumina Moldovei. Serviciul Fiscal Orășenesc Târgu Neamț. Filiala numărul 2, Târgu Neamț.
pensionarilor din Târgu Neamț. Eurosalt Târgu Neamț. Social-Democrat, Organizația Târgu Neamț. Tineretul Social-Democrat, Organizația Târgu Neamț. Național Liberal, Organizația Târgu Neamț. Uniunea Națională pentru Progresul României, Organizația Târgu Neamț. Formațiunea ALDE, Alianța Liberalilor și Democraților. Organizația Târgu Neamț. Colegiul Național Ștefan cel Mare, Târgu Neamț. Liceul Vasile Conta, Târgu Neamț. Sportiv Școlar Târgu Neamț. Școala Gimnazială Grigore Ghica Vodă Târgu Neamț. Școala Gimnazială Ion Creangă Târgu Neamț.
educației și vă Târgu Neam. Numărul 2, Târgu Neamț. Vă mulțumesc pentru vizionare. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu duhurile dreptilor celor ce s-au săvârșit, odihnește, Doamne, sufletele adormiților omilor Tăi, mărșindu-ne viața cea fericită, care este la Tine, iubitorule de oameni. Odihna Ta, Doamne, lumea Sfinții se odihnesc, odihnește, Doamne, și sufletele adormiților robilor Tăi, care sucesc iubitor de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, Tu ești Dumnezeu, care Te-ai pocorât la iad, și ai sfărâmat durerile celor perecați, în sus și sufletele adormiților, robilor Tăi le odihnește. Acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Una curată și prea nevinovată Fecioară, care ai născut pe Dumnezeu mai presus de tine. Acela roagă să odihnească și să mântuiască și sufletele adormiților, robilor Tăi. Este de noi, Dumnezeu, într-o mare mirașa, te rugăm, Ție, Dumnezeu, Doamne, miluiește! Stați pe monumentul acesta și pentru toți eroii care au luptat pentru binele, demnitatea, unitatea și libertatea țării și a neamului nostru românesc, să li se ierte tuturor toate greșeala cea de voie și fără de voie. Doamne, miluiește!
și iertarea păcatelor de la Hristos Împăratul cel fără de moarte, Dumnezeul nostru să cerbi. Dumnezeu Duhurilor și a tot trupul, care ai călcat moartea spre diavol, ai surpat și ai dărâghiat slumii tale, însuți, Doamne, odihnește și iată pe toți eroii neamului nostru, căzuți pentru apărarea patriei și a credinței noastre strămoșește, și rânduiește sufletele lor în loc luminat, în locul verdeață, și toată greșeala pe care a săvârșit-o ei în viața lor pământească, cu lucru, cu cuvântul sau cu gândul, cu știința sau cu neștiința, ca un Dumnezeu bun și iubitor de oameni, iartă-i pe ei, Dumnezeu Sfânt. Că nu este om pe pământ să nu greșească, numai Tu singur, Doamne, ești fără de păcat. Dreptatea Ta este dreptate în viac și cuvântul Tău este adevărul. Domnului să ne rugăm, Doamne, miluiește! Că Tu ești învierea și viața și odihna adormiților robilor Tăi, eroi ai neamului nostru, căzuți pe toate câmpurile de luptă și a celor ce s-au pomenit în locul acesta, Hristoase Dumnezeul nostru, și Ție slavă îți înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pentru fericită adormire veșnică odihnă de Doamne sufletelor adormiților robilor Tăi, eroie neamului nostru românesc și lefălor veșnică pomenire. Veșnică veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică pomenire, veșnică fiecărui an face ca să ne adunăm aici, în acest loc de maximă importanță, la acest monument al vânătorilor de munte, care în timp a devenit, fără teama de a greși, un fel de altar deschis, unde ne putem pleca genunchiul și să înălțăm rugăciuni pentru cei care au sprijinit, au ajutat la ocrotirea
pământului patriei noastre, a credinții noastre strămoșești. Ar fi foarte periculos ca să uităm de trecutul patriei noastre, atât pentru noi, cât și pentru urmașii noștri. Dacă uităm trecutul, uităm de istoria patriei noastre, care a fost, este și va fi un suport, un postament, un pedestal foarte important. De aceea nu trebuie să uităm absolut niciodată trecutul patriei noastre, pentru că trecutul face istoria și istoria trebuie să fie știută, cunoscută de noi și de urmașii noștri. Mulțumim domnului primar, domnului viceprimar, tuturor celor care au organizat această manifestare de importanță maximă, așa cum am spus, și vă mulțumim pentru faptul că suntem și noi împreună cu dumneavoastră în acest moment și această zi foarte important. Mulțumim! Mulțumim și noi părintelui protopop Ioan Dogaru și invităm la microfon pe domnul primar al orașului Târgu Neamț, Vasilică Harpa. Dragă cucernici părinte protopop, dragă cucernici părinte director, dragă cucernici părinți, stimați veterani de război, doamnelor și domnilor consilieri locali, stimați invitați, domnilor consilieri județeni, vă mulțumesc și sunt onorat că astăzi, într-o zi de toamnă, ați răspuns invitației de a participa la Ziua Vânătorilor de Munte. Încă o dată salut cu respect prezența veteranilor de război. Dumnezeu să vă dea sănătate și să trăiți mulți ani fericiți. Aș vrea să începem această manifestare prin a ține un moment de reculegere în memoria tinerilor care și-au pierdut viața în incendiu din Clubul Colectiv din București, tragedie care îndoiea zilele acestea România. Vă mulțumesc frumos! Dumnezeu să ierte și să-i odihnească în pace pe cei decedați și să vegheze asupra lor, celor răniți și asupra familiilor acestor tineri care trec prin momente atât de grele. Revenind la scopul întâlnirii noastre de astăzi, la 3 noiembrie 1916, Marele Cartier General, prin ordinul numărul 294, a decis ca școala militară de schiori din București să fie transformată în Corpul Vânătorilor de Munte, organizat pe 3 bataloane, a câte 3 companii fiecare, având un efectiv de 2000 de combatanți. Tot la 3 decembrie 1916, Vânătorii de Munte și-au început marșul pe jos spre garnizoana Târgu Neamț. Au parcurs aproape 500 de kilometri și au ajuns la destinație pe 3 ianuarie 1917. Târgu Neamț are încă o dată un rol strategic în istoria țării noastre. Mărturie este acest moment în jurul căreia ne-am adunat astăzi. În 1939, la inaugurarea acestui monument ridicat în memoria primului batalion de vânători de munte, au participat regele Carol al II-lea, prim-ministrul Arma Călinescu, precum și numeroși generali, ofițeri superiori ai Corpului de Armată a Vânătorilor de Munte și oficialitățile județului Neamț. Cu atât mai mult suntem mândri de însemnul crecuții de braș de aceste trupe de elită ale Armatei Române. Curajul, devotamentul și spiritul de sacrificiu dovedite de Vânătorii de Munte de-a lungul timpului îi onorează, iar pe noi ne obligă să acționăm în spiritul dreptății și al patriotismului. Acest eveniment comemorativ al Vânătorilor de Munte este un bun prilej pentru a cultiva în conștiința tinerilor sentimentele și valorilor istorice, autentice, ale românilor și pentru a păstra vie imaginea eroilor neamului. Încă o dată, Dumnezeu să-i ierte în pace pe toți cei care au făcut parte din aceste trupe și nu se mai află printre noi. La mulți ani, glorioși Vânătorilor de Munte, vă mulțumesc încă o dată pentru participare. Dumnezeu să ne ajute. Mulțumesc! Preacucerici, părinți,
Stimate domnule primar al orașului Târgu-Neamț, domnilor edili al acestui oraș, stimați invitați și tineri de toate vârstele, în fiecare an, de 3 decembrie, ne întâlnim pe înălțimile Pleșului la acest monument care e închinat eroilor neamului nostru românesc, rămași pe câmpul de luptă în primul război mondial. Anul în care ne găsim a fost declarat anul veteranilor. Unele personalități vorbesc că s-a eliberat în acest an, acum 70 de ani, ultima palmă de pământ românesc. Personal, eu am alte puncte de vedere în calitatea mea de ofițer de vânător de munte și doresc să subliniez câteva probleme legate de epopeea vânătorilor de munte care s-au născut în primul război mondial și s-au dezvoltat în cel de-al doilea război mondial în momente tragice pentru națiunea română. Primul batalion de vânători de munte a luat ființă pe aceste meleaguri de legendă și istorie a orașului Târgu Neamț pe data de 10 ianuarie 1917, când s-a dat bătăria hotărătoare în poarta Focșanilor pentru oprirea ofensivei armatei germane și austro-ungare. Batalionul de vânători de munte a primit potentul focului pe Cireșoaia și Coșna, acolo în triunghiul de foc, dar și al speranței de supraviețuire, Mărășesc și Uituz și au supraviețuit. Prin acțiunile batalionului s-a adus contribuția la oprirea ofensivei inamicului și determinarea acestuia să renunță la luptă. În anul 1939, prin decretul 2879, s-a înființat Brigada 4 Vânători de Munte cu garnizoane pentru batalionul 13 Vânători de Munte, orașul Târgu Neamț, pentru batalionul 14 Vânători de Munte, orașul Rădăuț, pentru batalionul 17 Vânători de Munte, orașul Mercurea Ciuc, iar pentru ultimul batalion, batalionul 18, orașul Târgu Ocna. În acel an, în marile capitale ale Europei, s-a paravat dictatul Ribbentrop-Molotov și dictatul de la Viena, care a condus la perforarea granițelor țării noastre, rupând în trupul ei Basarabia, Bucovina din Nord, Ținutul Herții, nordul Ardealului și două județe din Cadrilată. Părinți, onorată adunare, îmi permit să citesc ca să merg mai repede. 99 de ani sunt astăzi de când s-a înființat primul batalion al vânătorilor de munte, armată de elită pregătită în special pentru luptele din munți.
după pregătire temeinică, aici, la Târgu Neamț, forțați de situația de pe front, bravi vânători de munte, sau și-au luat zborul, nu pe sus, pe jos, au mers rapid, spre sudul Moldovei. Citez, vânătorii de munte erau o trupă proaspătă, înșghebată în pripă, în lunile triste ale retragerii din Muntenia. În Moldova, fusese adăpostiți în Târgul Neamțului și aci, citez cum se scrie în cartea de unde am luat, în plena cunoașteptății lui Ștefan cel Mare și a lui Vodă Cantemir, se închegaseră bine și ardeau de dorința de a intra în foc ca să arate țării și lumii că nu sunt deloc mai prejos de faimoșii albini, francezi și germani. Zilele grele ale Oituzului le-au dat în sfârșit prilejul mult așteptat. Zoriți de veștile rele ce însoseau de pe frontul Oituzului, vânătorii de munte zburau, nu mergeau. În 3 zile au mers 160 de kilometri, urcând munți și dealuri și apoi de-a lungul Văii Tazlăului. Am încheiat acest citat. Pe monument, în partea din spre Apus, este inscripția care vorbește despre plecarea bravilor vânători. De pe aceste plaje și-a luat zborul, în zorii zilei de 27 iulie 1917, primul batalion de vânători de munte care, înfruntând ujia focului dușman, sub comanda maiorului Virgil Bădulescu, a luptat eroic la Mădura, Țineșoaia, Cașin, Târgu Ocna și în alte părți. Un alt citat. De pe aceste plaje și-a luat, luptele au fost foarte crâncene, iar vânătorii noștri au dat dovadă de mult curaj, eroism și bărbăție. De pe patru de spital, soldatul Giur Căiene a scris soției sale următoarele verse. O parte din poezie, bineînțeles, am scris eu. Când diruitori în țară vor veni puii de lei, tu să ieși pe prisp afară, să vezi de sunt printre ei. Și când unul îți va spune că sunt mort în bătălie, tu să pui clopot să sune, vestea satul tot să știe. Flori să-ți pui în părul tău și să plângi de bucurie, că ai iubit bărbat voinic ce-a murit în bătălie. Și acum un alt răvaș de jale al unui soldat către iubita lui. Să nu mă caci printre ogoare, nici în codri la răcoare, nici pe voi, nici pe vâlcele, ci la hotel pe sartele, ci măcată, mândrocată, sus pe dealurile înalte, unde-s tunurile așezate, acolo eu dorm de moarte, lângă roata tunului, înspre dreapta dealului, la tulpina bradului. Acolo dorm liniștit, de un obuz în piept lovit, plin de sânge închegat și cu pieptul sfărâmat. Am încheiat această poezie. Din culegeri am luat de cântece din populare din tranșee. Despre eroismul poporului român s-a scris mult și se va mai scrie. Propun un moment de reculegere în memoria tuturor eroilor neamului nostru românesc. Să fie în veci pomeniți, Dumnezeu să ierte. Vă mulțumesc! Preacucernice părinți, onorată asistență, domnului primar, domnul general și domnul colonel Murariu, președintele Asociației Sfântului Eroilor a Județului Neam și domnul colonel ONU și alți oameni de seamă care participă astăzi la asemenea evenimente. A devenit o obicei ca an de an, la 3 noiembrie, să ne întâlnim aici. Cu mâna Lucești a fost împrățită orașul Târgu Neamț în marea bătălie care a loc aici pe curmea Pleșului. Și de asta, de aceasta, noi venim an de an în frunte cu domnul primar Apostoaia, cu vicele primar, consilier local și alți oameni veterani de război să participăm la asemenea evenimente. Suntem legați sufletește, suntem împrățiți în luptă, a dat mari sacrificii, orașul Târgu Neamț a dat
mari sacrificii în cel de-al doilea război, prin vânătorii de munte de la Batalonul 13. Aș vrea să amintesc astăzi aici că dumneavoastră aveți un erou deosebit pe care a fost uitat de lume și de Dumnezeu. Este vorba de capitanul Mihai Popescu din orașul Târgu Neamț, fiul directorul băncii înființată aici în acest oraș, prima bancă de fapt înființată. El a luptat aici pe culmea Preșului, la Porta Dracului, a fost rănit. Vedeți, la expoziția noastră este pus acolo în două sau trei poziții, chiar când a ducea pe targă Mihai Popescu, și de aceasta aș propune Consiliul Local și domnului primar să una din străzile orașului care nu au nume să poarte numele capitanului Popescu, Mihai Popescu, un erou adevărat. Sunt multe de spus și de alți eroi a orașului. Eu am să colaborez mult cu Asociația Cultul Eroilor și a Veteranilor Război de Oraș Târgu Neamț, ca împreună să venim cu o documentație mult mai complexă care să vorbim despre eroii noștri. S-a vorbit astăzi mult aici, foarte mult vânători de munte, dar am uitat eroii noștri adevărați. Astăzi purtăm pe piept un simbol, o emblemă a vânătorilor de munte. Este vorba de plutonerul ajutant Iftodie C. Vasile din satul Oglinț, care a fost militar 2000 de zile cu acei bocanci, cu crampoane, cu montiere. A plecat, dar concentrat, mai bine zis, în prima etapă, în 1 septembrie 1939. Și s-a întors acasă după 9 mai 1945. A fost recrutat și a făcut stagiu militar aici la Batalonul 13 Vânător de Munte, și de aici a mers trimis de vânători și a făcut o altă școală la grupul 4 Brașov, regimentul 2, cel mai de mult regiment în cel de-al doilea război mondial. Acolo a făcut un an de zile și în special a făcut alpinism și cățărări pe mari clădiri și stânci. El s-a întors de la Piatra Neamț, a venit aici comandant de pluton la Batalonul 13 Vânător de Munte și imediat s-a declanșat cel de-al doilea război mondial și a fost trimis pe front aici la Rădăuț, la Vicul de Sus. De acolo a trecut Nistru și a mers și a luptat până pe Bug. De acolo a primit o misiune specială, chemat în penunță la Trimeia. Deci vorbesc de Iftodie, care am putea mai pe piept. A fost un penunță la Trimeia ca un grup special. Cucerirea pe insulii Crimeei a durat 9 luni de zile, din martie 1941 și a durat până în 24 iulie 1942. Iar căderea Sevastopolului, unde eroul nostru de astăzi, care îl glorificăm astăzi, aici, în acest moment, a primit o misiune specială. 4 luni de zile a durat căderea Sevastopolului. El a fost unul din eroii care s-a cățărat pe cetatea de la Sevastopol și s-a rugat cu alți militari. Nu putea, totul nu s-a dus deja la Potul Dunului acesta, la Stalingrad, și Crimeea încă nu era cucerită. Și acest ostaș, el, bravo ostaș, s-a cățărat pe partea de vest la Marea de Azov, s-a cățat pe zidurile cetății și a intrat acolo pentru treaba asta, trebuia să plătească foarte scump, a fost rănit. Și astfel, el a contribuit la căderea Sevastopolului. Cine cunoaște istoria? Vedeți că la expoziție este cartea deschisă cu viața lui și activitatea lui ca militar. Mulțumim domnului Stan, vă mulțumim și dumneavoastră, vă urăm sănătate și ne întâlnim și la alte activități. Nu plecați că nu serviți o plăcintă, oferite de organizatori, vă mulțumim încă o dată și sănătate!